Reacția Romprest nu a întârziat să apară. Compania susține într-un comunicat de presă că în ceea ce privește tarifele pe care le practică pentru serviciul de salubritate în sectorul 1, a pus la dispoziția opiniei publice pe site-ul oficial al companiei facturile și centralizatoarele. Romprest precizează că tarifele pentru activitățile de salubrizare stradală, colectare separată și transport separat de deșeuri au fost aprobate printr-o hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1. Într-un comunicat de presă, compania Romprest Service SA vine cu precizări legate de tarifele practicate și precizează că, în ceea ce privește tarifele practicate de Romprest în executarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în sectorul 1, am pus la dispoziția opiniei publice, într-un comunicat postat pe site-ul oficial al companiei romprest.eu, facturile și centralizatoarele anexe emise pentru activitățile de salubrizare stradală, facturi care nu au fost achitate pentru servicii prestate și confirmate cu bun de plată în perioada 1 iulie 2020-15 octombrie 2020 și a căror executare silită a fost încuviințată în instanță. Aceste centralizatoare conțin tarifele pentru activitățile și operațiunile serviciului aflate în vigoare la această dată. Menționăm că tarifele pentru activitățile de salubrizare stradală și colectare separată și transport separat deșeuri ale Romprest au fost aprobate prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1. Romprest mai precizează că în ceea ce privește tarifele practicate de către operatorii agreați de autoritate pentru prestarea activităților de sortare, tratare și depozitare. Acestea sunt plătite de către autoritate direct către sortatori, implicit agreate, deși aceștia se află în contract cu RomPrest. Nu avem cunoștință în baza căror contracte vor fi decontate activitățile de sortare, tratare, depozitare aferente cantităților de deșeuri care vor fi colectate și transportate de către prestatorul angajat pe perioada stării de alertă și nici nu cunoaștem care este obiectul contractului încheiat de către acesta și nici autoritatea contractantă. În funcție de compoziția deșeurilor colectate, respectiv procentul din fiecare tip de deșeu pe care îl conțin, tarifele sortatorilor se adună în mod diferențiat, în sensul că unele deșeuri se sortează, altele se supun tratării, altele se elimină prin depozitare direct. Se mai arată în comunicatul Romprest, compania mai precizează că derulează un contract de 13 ani, în toate lunile anului, iar datele pe care le furnizează sunt întocmite pe baza raportărilor transmise lunar, trimestrial și anual autorităților locale și de mediu și reprezintă cifre statistice. Pe baza acestora se pot determina cantități, densități medii anuale și, în consecință, tarife compuse, colectare plus transport plus sortare, tratare, depozitare, medii rezultate conform compoziției deșeurilor, mai punctează Romprest.